Greenpeace protestează în Piața Victoriei față de eventuala retragere a dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roșia Montană. Cumva, această acțiune vine în încercarea de a preveni o astfel de situație și nu vine așa dintr-o întâmplare, din prea multă prudență. Această acțiune vine pentru că ne-am mai aflat în acest moment, în momentul în care avem dosarul teoretic depus și apoi intervine ceva, îl retragem, îl amânăm. Găsim o soluție pentru a, a duce mai departe situația asta incertă, în care există în continuare interese mari, astfel încât să înceapă exploatarea minieră la Roșia Montană. Acțiunea de astăzi vine după ce premierul Florin Câțu spunea zilele trecute că au loc discuții în interiorul coaliției aflată la guvernare despre planul pentru Roșia Montană și spunea că se caută acum posibilitatea, se, se caută o soluție pentru a face posibil mai departe ca dosarul să meargă la UNESCO, să avem patrimoniu UNESCO Roșia Montană, dar în același timp să începem și exploatarea minieră la Roșia Montană. Acesta pare să fie planul premierului Florin Câțu, pentru că a și menționat România are nevoie de bani, știi? România are nevoie de bani. Sunt convins că cei care vor să facă exploatarea au și mai mare nevoie de bani și aceștia sunt oamenii care uh, au acces la oamenii care au putere de decizie în acest moment. Dar hai să revenim la ce face Greenpeace. Protestează acum uh, cumva anticipând ce s-ar putea întâmpla. Și încă o dată, uh, protestul acesta, acțiunea aceasta nu vine așa din neant. Vine pentru că au fost date semnale destul de clare care ne pot duce la o astfel de concluzie. Retragerea sau amânarea dosarului din nou. În mod normal, o țară care depune un astfel de dosar trebuie să meargă să susțină proiectul ăsta. Dar cum să susții proiectul acesta când tu în continuare vorbești despre o exploatare minieră, așa cum a făcut o premierul Florin Cîțu zilele trecute, câteva imagini de la protestul organizat de Greenpeace pentru cei care uh, urmăresc varianta video a acestui podcast, uh, Florin Cîțu, uh, omul de aur uh, al momentului, omul care readuce în discuție exploatarea minieră de la Roșia Montană. Uh, spune că primește păreri diferite, el nu se pronunță încă, el uh, analizează situația, dar în același timp, știți, am avea nevoie de bani. Uh, asta încearcă în aceste momente premierul Florin Cîțu cumva. Să nu supere uh, pe prea multă lume, dar în același timp să meargă mai departe lucrurile. Dacă putem să amânăm acum că e problematică perioada, uh, e o pro ar putea fi o problemă, inclusiv, uh, poate nu știu, în interiorul partidului, deși cred că acolo mai degrabă oamenii sunt uh, de partea sa, inclusiv atunci când vorbim despre o exploatare minieră la Roșia Montană, dar uh, nu vrea încă o problemă în plus. Acum, tocmai de asta nu s-a pronunțat. Când a vorbit despre Roșia Montana a spus da, vedem cu UNESCO, vedem și cu exploatarea, cercetăm soluții, sunt mai multe păreri, dar știți, avem nevoie de bani. Uh, Imaginile de la protest uh, sunt pe pagina de Facebook Greenpeace uh, România. Premierul Câțu, uh, omul de aur și uh, mesajul pe care îl transmite Greenpeace de Gabriel Resources are grijă Florin Câțu, de Roșia Montană, cine? Aceasta este întrebarea momentului. Un subiect care revine în actualitate. Avem și o actualizare. Guvernul anunță într-un comunicat că informațiile lansate în spațiul public de Greenpeace referitoare la o eventuală retragere a dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roșia Montană și la implicarea premierului în acest demers sunt false. Din nou, sunt false. Nicio legătură cu realitatea. Asta este poziția oficială a guvernului într-un comunicat uh, citat de G4media.ro uh, Comunicatul merge mai departe, premierul Florin Câțu nu a, nu a înaintat nicio o propunere cu privire la acest subiect și nici nu a întreprins vreun demers oficial care să vizeze retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roșia Montană. Dar premierul Florin Câțu a vorbit despre subiectul acesta și a spus că se caută soluții să avem și sit UNESCO, să avem și... În același timp, exploatare minieră la Roșia Montană. Că știți, avem nevoie de bani. Au nevoie de bani cei care ar urma să uh, uh, exploateze zona respectivă, să extragă resursele și să păstreze cu siguranță un procent semnificativ al profitului, dacă nu pe tot, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Momentul acesta e unul interesant pentru premierul Florin Câțu, că întotdeauna asociam astfel de momente, nu? Cel puțin asta era uh, povestea pe care tot auzeam. Uh, ciuma roșie e de vină. Uh, uite, avem și ciuma galberă dacă mergem în aceeași direcție cu limbajul. Solisul de la Luna Amară îl critică pe Florin Câțu, un parvenit deghizat în băiat de gașcă, un tricou nu te face rocker, spune Mihnea Blidariu într-un mesaj publicat pe Facebook o poză cu un mesaj, câțu rocării nu distrug Roșia Montană, rocării o apără. E pentru mine o surpriză plăcută să văd că, în sfârșit, rocării adevărați îl critică pe Florin câțu, nu atât pe subiectul acesta, pe Roșia Montană, cât pe faptul că se preface ceea ce nu este, se dă ceea ce nu este se dă așa un rocker rebel care vine el și el e un om obișnuit, e un rocker ca toți ceilalți rockerii. El nu e de fapt un apărător al situației din prezent, al marilor corporații, fost banchier devenit premier uh, între timp. Nu, el e de fapt el e un tip de gașcă, un tip cool. Românii trebuie să știe, am luat cele mai bune măsuri economice și se vede, acum ne ocupăm și de Roșia Montană, facem astfel încât să avem și uh, situl Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, dar facem și exploatare minieră, le facem pe toate, că așa suntem noi, suntem cool. Asta, încearcă, asta e imaginea pe care încearcă să o promoveze premierul Florin Câțu, de băiat de gașca, băiat cool, rocker adevărat, care se afișează cu tricouri ale trupelor sale preferate pentru a prezenta imaginea asta, știi, de politician diferit. El e din noua generație, el e tânăr, are o altă viziune. În realitate vedem care este viziunea pe care o promovează Florin Câțu, aceleași politici neoliberale cu accente clare, libertariene din partea premierului în ultima perioadă, în anumite domenii, sigur, nu în toate. Acolo unde consideră el că e ok să intervine, acolo se intervine în economie. Dar revenind la Roșia Montană, mai multe voci care îl critică acum pe Florin Câțu, sigur, nu s-a întâmplat nimic și înțeleg de unde ar putea veni uh, criticile uh, acum pentru cei care întreprind acțiuni în această direcție. Dar hai să nu avem, dacă ne pasă cu adevărat, hai să nu avem aceste acțiuni când e din nou prea târziu. Ce poate să facă guvernul la acest moment? Nici măcar nu trebuie să amâne sau să retragă dosarul. Poate să îl susțin așa, cu ser de gură. Și să nu intre în patrimoniul UNESCO și gata, s-a rezolvat problema. Știți ce o să spună câțul după aceea? Știți, noi am încercat, noi ne-am dat toată silința, noi chiar ne-am dorit ca Roșia Montană să intre în patrimoniul UNESCO. Dar nu s-a putut, asta e n-am fost destul de convingător, n-au acceptat, condițiile din teren uh, nu sunt favorabile și atunci, dacă nu intrăm în patrimoniul UNESCO, atunci începem exploatarea minieră. Ăsta e un scenariu extrem de plauzibil în acest moment. De asta, protestele, acțiunile, vocile critice își au locul în acest moment, pentru că acum încă nu e prea târziu să avem o conversație despre subiectul acesta. Hai să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în anii trecuți cu Roșia Montană. Dosarul a fost depus în 2017, guvernul Cioloș, presiune publică multă a fost în perioada aceea, multă presiune publică. Apoi au urmat amânări a guvernelor PSD, amânări, încercări de retragere, apoi guvernul Orban a reluat procesul și acum am avea uh, posibilitatea asta, ca guvernul României să susțină într-adevăr proiectul acesta, să susțină dosarul la UNESCO. Dar dacă o va face așa cu sfer de gură, vom ajunge exact în situația despre care vorbeam, în care dosarul uh, nu e aprobat, situl Roșia Montană nu intră în patrimoniul UNESCO și poate să înceapă uh, foarte bine exploatarea minieră în zonă. Exploatăm resursele țării. Și profitul se duce unde trebuie să se ducă. Acolo sus, nu? Întotdeauna acolo trage. E la fel ca aerul cald. Se duce sus și rămâne acolo acolo sus. Iar premierul, cu acest comunicat pe care îl transmite, îl spune că nu sunt știri false că ar exista astfel de inițiative. Nu. Premierul a vorbit despre asta și a spus că se iau în calcul ambele variante. Sunt UNESCO sau în același timp exploatare minieră. Sau le facem pe ambele, ca să fie toată lumea mulțumită. Acesta este mesajul pe care încearcă să-l transmită, nu cu foarte mare succes, premierul României. Florin Câțu, omul care se dă, se dă rocker, băiat de gașcă. E bine că, în sfârșit, e criticat, inclusiv din punctul acesta de vedere, de oameni cu ceva autoritate în domeniul ăsta.